Din imagini se vede cum mai mulți indivizi înconjoară sportivul după care încep să-l lovească. La un moment dat, unul dintre ei lovește pe Vlascu în spinare după care sportivul cade. Când a încercat să se ridice, Vlascu a fost lovit cu picioarele în cap. Individul care i-a aplicat următoarele patru lovituri în spate se presupune că a fost cel care l-a înjunghiat pe sportiv. Iuri Vlasco a murit pe loc, iar indivizii au fugit de la locul infracțiunii. Aceștia au fost totuși reținuți. Este vorba despre trei localnici ai comunei judecați anterior pentru furt. Iuri Vlasco a fost dublu campion european cu Naționala Rusiei, câștigătorul mai multor turnee internaționale și deținătorul Cupei Rusiei.